Teď jsem vypl. A zkusím odepte, když ty hrdu si teprve česný. I have some of these papers in my bank. God is good. Și ne amăgim și ne gândim la securitatea faptului că dacă avem niște hârtiuțe de acestea la bancă, Dumnezeu e bun. Today, a person who does not know God, he is running after these crazy things. Și în adevăr, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care trăiesc pentru lucrurile de jos, aleargă, vorbesc, să-L urmăresc, să aibă mai, tot mai multe de lucrurile acestea. Many of you have come from Romania. You, all of you are not born here. Can you remember the villages you grew up? Mulți dintre noi ați venit în România și cred că majoritatea dintre noi ați venit aici. Vă ați amintit unde ați venit? Contextul acela? It's God who brought us to this big city we could never dream. Domnul a adus aici, Domnul ne-a adus aici. What is life? Mă întorc la întrebarea care constituie subiectul ce este viața? Youngsters, we go to university. I'll become a doctor. I'll become a professor. Just for two pieces of bread, we work hard. Tinerii își pun în minte să meargă la școli bune, să ia note bune, să gradueze și apoi să prindă niște locuri bune, la niște companii bune, la niște bani. Să nu nicio pâine mai. The huge universe is waiting. I am running after this cardboard box. Universul întreg al lui Dumnezeu și Dumnezeu universul îi așteaptă ca să ne dăm viața lui și El să ne folosească în viață și noi alergăm după jucările acestea. We are just looking at the time before we were born again. This was our dream. Am clasificat expunerea aceasta ca o reprezentare a alergărilor omului nemântuit. We don't have time for a wife. Or a husband, or a kids, or a church, or Bible, everything. Running! Și în contextul acesta, viața este o alergare continuă în care nu mai avem timp și loc pentru lucrurile importante, familie și așa mai departe, pentru că alergăm după... Let's look at the next slide. When you were running after these things, can you imagine what happened in your life? Și alergând după lucrurile pe care le-am menționat, apar în viața oamenilor tot felul de neprevăzute. You were running after this. This was your dream. Ai alergat după o casă, după o mașină sau o mobră și niște bani. But can you imagine this happened in your life? Pot apărea neprevăzutele, boli în viața oamenilor. For some it was an accident, car crash. Pentru unii, accident, rutieră. For some, you got fired from your job. Pentru alții a venit vestea că ai fost concediat. For some, it was the breakup of the marriage. Alții s-au trezit că li se intentează divorț, se rupe căsătoria. For some, it was the death of some beloved one. Pentru alții, criza a însemnat pierderea cuiva drag. Do you remember something that like this happened in your life? Și vă întreb pe fiecare, puteți să identificați în viața noastră trecută. Who did it? Evenimente de felul acesta? Neprevăzute și vă întreb mai departe. Cine a făcut lucrurile acestea în viața noastră? Who did it? Not the devil, the creator of the universe hit you hard so that you can wake up from your dreams. Răspunsul meu este că nu diavolul a venit și retul în viața noastră, ci Dumnezeu v-a atras atenția să vă trezească. And when this something like this hit, we came to God. Și atunci când crize apare în viața noastră, oamenii se întorc la Dumnezeu și noi poate, în mijlocul crizelor, ne-am gândit la Dumnezeu și ne-am întors la Dumnezeu. Why did we come to God? De ce ne-am întors la Dumnezeu? We were stuck. Pentru că am fost în mod moliți în viață. What about your dreams? Dezorientați, descurajați. All crashed in moments. Cu toate visele care pot fi pierdute într-o chestiune de minute. Do you remember the first prayer you prayed when you came to Jesus? Tu mai să aminte cum v-ați rugat Domnul atunci când ați venit la El? Can you imagine how He brought you to your senses? Tu mai să aminte și vă puteți reimagina cum Dumnezeu v-a trezit? We came to Jesus! Ați venit și am venit la We accepted, I am a sinner. Ne
ne-am pus de acord cu Dumnezeu că mi-a spus că suntem păcătoși. Și am declarat că suntem păcătoși. We were praying, Lord, forgive me. I am a sinner. Ne-am rugat Domnului și am spus, Doamne, recunosc că sunt păcătos și te rog să mă ierți. What is repentance? Ne-am pocăit, întrebarea. Ce este pocăința? It's not a left turn or a right turn. Nu este să te joci într-o parte sau în alta în viața ta. What's repentance? Ce este pocăința? It's a U-turn. Can you remember this site? Nu este nici întoarce la dreapta, nici la stânga, ci este drum înapoi, 180 de grade. Vă mai să aminte când ați luat cotitura aceasta în casă noastră? When you accepted Jesus as your personal Savior, it was a U-turn. Atunci când l-ați primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în casă noastră, a spus o întoarcere 180 de grade. To make you take a U-turn, He hit you hard! Și pentru ca se întâmple asta în casă noastră, Dumnezeu a intervenit cu mână tare. La mulți. If he had not hit us hard, we were not taking the right turn, we were not taking the U-turn. We were going straight for some cardboard boxes. Și mulți, dacă n-ar fi fost întâmpinați de Dumnezeu cu o criză în viață, nu ar fi continuat pe drumul acesta către cutiuțele de carton și căsuțele de cretă. When you came to Jesus, you just kneel down and you said, I am a sinner. Însă atunci când am fost convinși de Duhul Sfânt al Dumnezeu că suntem păcătoși, ne-am prăbușit înainte Lui și am recunoscut nimicnicia noastră. What did you mean? Ce a însemnat atunci când a spus Domnului că vă recunoașteți păcatul? Till now I was chasing my own dreams. Forgive my sins. Now you are the Lord of my life. Ați declarat Domnului că de acum vedeți viața cum o vede El. Ați pocăit, v-ați cerut iertare pentru felul în care vedeți viața și v-ați planificat viața până atunci. Și ați cerut puterea să vă schimbați gândirea și viața. Did he forgive your sins? Întrebare. V-a iertat Domnul păcatele? Did he? Did he wash you by his precious blood? It was very easy for us, but for him it was very hard. Noi, în momentul acela când ne-am pocăit, ne-am bucurat de iertarea păcatelor, pentru noi a fost ușor să spunem, ne-am cerut iertare. Dar Dumnezeu s-a făcut un preț mare. Domnul Hristos a suferit. God is a holy God. El care este Dumnezeu Sfânt. He is justice. Dreptatea Lui. It was not easy for him to forgive your sins. A trebuit să aveți făcută și n-a fost ușor. What is justice? Ce este dreptate? The wages of sin is death. Dreptatea lui Dumnezeu ne spune că plata păcatului este moartea. He just can't forgive your sins like that. He is justice. The price has to be paid. Și în virtutea principiilor stabilite de Dumnezeu, Dumnezeu nu poate ierta pe nimeni doar așa, de gratis. Dumnezeu trebuie să aibă o metodă prin care să ne ierte. Can you imagine why he hung on the cross? Ca să înțelegem prețul acesta, ca noi să putem fi iertați, trebuie să înțelegem de ce Iisus a fost destinit. To fulfill His righteousness, to fulfill His justice, He died for you and me. Fiul lui Dumnezeu cel neprihănit ca să împlinească cerința dreptății lui Dumnezeu. Să dat pe sine însuși să fie răstignit, să moară pe cruce, pentru ca Dumnezeu să ne poată ierta și noi să putem fi declarați neprihăniți. The one hanging on the cross is not Gabriel. The one hanging is not Michael. It is the creator of the universe as man hanging on the cross. Trebuie să realizăm întotdeauna astăzi că acela care a fost atârnat pe crucea Calvarului nu a fost nici Arhanghelul Mihail, nici Îngerul Gabriel, ci a fost Fiul lui Dumnezeu, Creatorul Universului. El a fost. The creator of the huge universe as man hanging on the cross. Creatorul întregului univers, în forma unui om, 100% om, a fost răstignit pe crucea Calvarului. Why? De ce? He created you and me with a purpose. Pentru că ne-a creat cu un scop și a vrut să împlinească scopul creației în noi. He never committed any sin. Domnul Iisus nu a făcut niciun păcat. But can you see him on the cross? Însă, îl vedem pe cruce și îl credem la crucea. Why? De ce? So that you can take a U-turn. Pentru ca să ne putem întoarce din viața noastră, să ne poată întoarce din viața noastră. He forgave your sins because you gave the keys of your life into His hands. Ne-a iertat păcatele și i-am dat controlul vieții noastre, Lui, ca mi-a dat.
What did that mean when you committed your life into the hands of Lord Jesus? Ce a însemnat lucrul acesta atunci când am dat viața lui? What was I saying? Ce am spus lui? Ce s-a întâmplat? Till now I was driving my own life. I-am spus, Doamne, până acum eu mi-am condus viața și mi-am controlat viața. Take the keys and now you drive. De acum te rog pe tine să controlezi viața mea. He took the control of your life. El a preluat timona, controlul viața noastră. Why? De ce? He created you with a big purpose. Pentru că te-a creat și m-a creat cu un scop extraordinar. You don't know the day of your death, but the one who came in you knows the day of your death. Niciunul nu ne știe ziua morții. Nu știm când vom încheia călătoria pământească. El știe. Dumnezeu știe. We not only accepted Jesus. Nu doar că l-am acceptat pe Iisus. Do you know what happened like this? Did you do that? Și după aceea a urmat alți pași. A urmat botezul. Ați făcut botezul? Do you remember the day you were baptized? Vă aduceți aminte de ziua glorioasă când ați fost botezați? Why did you go into the water and be baptized? De ce ați mers să fiți botezați? What did you mean? Ce ați arătat prin aceasta? Lord, not only my life, you take my body also. Ați arătat prin botezul acesta că nu doar inima și viața la modul general, ci trupul îl dedicați Domnului. Is it true? Este adevărat, așa este, ați intenționat lucrul acesta? Baptism was the burial of the old man and the putting on of Christ. Botezul este simbolul înmormântării omului vechi și venirii în ființa unui om nou, a unei făpturi lui. After you are baptized, what are you saying? Ce spunem după ce suntem botezați? I am dead to this world. Ar trebui să spunem, sunt mort față de lume. Is it true? Este adevărat? I am dead to this world. Ar trebui să proclamăm că suntem morți față de lume. When you were stepping into the water, the devil was watching, God was also watching. Atunci când ați pășit în baptistier să fiți botezați, a privit la actul acela atât diavolul cât și Dumnezeu. What were you telling the devil? Ce i-ați comunicat diavolului? All chapters are closed. Now you have no right over me. I-ați spus că viața veche s-a încheiat, omul vechi peste care diavolul avea control nu mai există și de acum sunt liber să stresc pe Dumnezeu. You know, God was so pleased because I was giving my body also into His hands. Și de aceea, Domnul Iisus, Dumnezeu era mulțumit, era satisfăcut atunci când noi ne-am botezat pentru că prin aceasta arătam că îi dăm lui viața. The Creator of the universe came inside us the day we were born again. Și realizăm și credem că atunci când ne-am fost născuți din nou, Creatorul magnific al universului acestuia frumos, în inima noastră să lucrească în noi. Why were you baptized? De ce ați fost botezați? You did it on your own, He did not force it. Ați făcut-o pentru că ați dorit să faceți lucrurile și să nu v-a forțat Dumnezeu. You on your own decided to give your life to Jesus. Fiecare v-ați decis pentru dumneavoastră să vă predați viața Domnului. We pastors did not force you to get baptized. You said, I want to be baptized. Noi ca lucrători ai cuvântului nu forțăm pe nimeni să fie botezat, ci dumneavoastră ați cerut botezul. Do you understand? This body does not belong to you. It belongs to the one who paid the price. Prin urmare, proclamăm adevărul Scripturilor care spune că trupurile noastre nu mai sunt ale noastre, ci aparțin lui Dumnezeu care a murit pe cruce pentru noi, Domnul Iisus. When you stand before the mirror, be careful. This body is not yours. It belongs to Him. Când mai mergeți să vă uitați în oglindă, aveți să vă aminte că trupurile pe care le